Domnișoarelor, domnilor, ne mutăm înspre Extremul Orient, China și Coreea. Avem două cărți care sunt scrise de autori de marcă din aceste două țări. Este vorba despre laureatului Premiului Nobel pentru literatură, Mo Yan, cu al doilea volum de proză scurtă, Un lup atârnă în cais cu capul în jos. Asta e un vers. În momentul în care citești așa ceva, trebuie să fii curios. Doamne, dar ce e cartea asta? Sunt 17 povestiri ale lui Mo Yan, traduse cu aceeași activie și cu același stil impecabil în limba română de doamna profesor doctor Luminița Bălan, care este în același timp și co-directoarea Centrului Confucius din București. Pentru lansarea acestui volum l-am invitat alături de doamna profesoară Luminița Bălan pe lector doctor Mucuș Lotea, căruia i-a apărut chiar astăzi traducerea unui volum de articole incendiare din New York Times de Liu Hua, autorul care va veni la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie la București și căruia îi vom lansa noul roman a 7 zile. După ce vom vorbi despre Mo Yan și despre volumul lui de povestiri, vom trece la unul dintre scriitorii și una dintre vocile marcante ale literaturii din Coreea de Sud din momentul de față. Este vorba despre scriitorul Lee In Hwa. Cartea lui, romanul lui Imperiu fără de sfârșit, s-a vândut în prima ediție în Coreea de Sud în peste 1 milion de exemplare. Traducătoarea este pe același nivel de excelență, cum se spune, cu doamna profesoară Luminița Bălan și cu domnul profesor Mucuș Lotea, de data asta din coreană, doamna profesor dr. Diana Ixer. Să trecem la treabă. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul domnului profesor.